Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Toate anotimpurile, all season, drept anvelope de iarnă, e. Și că pe ele trebuie să scrie neapărat M și S. Adică M Mihai de la... și Sorin. Mihai și Sorin, da. Mihai de la... De la Mihai? Nămol, mad. Așa. Deci da. E mămol. Și S de la... Săpadă. Snow, adică săpadă. Da. Deci trebuie să... Dacă nu scrie mămol și săpadă pe ele, e nasol. Nu e bune. Îți iei amendă. Așa că tu ai verificat să scrie M și S pe ele? Nu. Sau acum când plec, verific. Nu, nu m-a pasionat treaba asta. Eu când le-am cumpărat anul trecut... La el scrie L și O, Luca și Oana. Da, le-am luat că erau uzate. Ce era? Erau uzate două și am luat astea. Dar nu mai spune încă o dată că știu povestea. Și am zis că-s bune că eu nu merg iarna cu ea, domnule. Deci da, dacă e zăpadă, să fie. Să dar fie. Acum, dacă tot ai zis... Dacă trece poliția pe stradă, să-ți facă poza la cauciuc. Că scrie M plus S pe ele. Da. Mă mol și mai au două tot cu M plus S, ca să pot să o deplasez și iarna. Dar câte iei, mă, băiatul? Să fie patru, zic. În total. Auzi, de la mașină cu tracțiune, doar pe o punte... Trebuie să fie cauciucuri de iarnă. Nu e obligatoriu să ai pe toate patru roțile. Da, pe toate patru? Da. Bă, ce scroci. Auzi, dar eu mă întreb cum nu s-au prins ei până acum. Așa. Să bage lege că vara trebuie să ai cauciucuri de vară și te lasă cu cauciucuri de iarnă. Adică dacă tot ne pun să... Asta a pus ochii pe mine acum. Pentru că, din punct de vedere tehnic... Stai că eu glumeam, mă, serios. Nu, lasă, eu explic. Da, să știi că distanța de frânare cu cauciucuri de... iarnă-vară iarnă, okay. Vara, nu e da, e mai okay. Mare. Ba, e mai mare. E mai mare. De ce? Mai moi. Cum e? De ce? Ei sunt mai moi. Păi sunt moi, se lipesc de asfalt nu, se lipesc. Și frânezi bine, doar că le uzezi mai repede. Da. Dar eu zic că distanța de frânare... Poate chiar mai bună. Uite, eu știu că nu. 0728-3132 WhatsApp, ca de obicei, când avem câte o nedumerire, apelăm la prietenii noștri, adică la voi, dragi ascultători. Cauciucurile de iarnă folosite vara, ce efect au asupra frânării, comportamentului vehiculului în viraje, accelerației și așa mai departe. Da? Pentru adică... că bănuiesc că dacă ar fi fost probleme de ordinul ăsta, ar fi fost o lege să mergi obligatoriu cu anvelope de vară-vară. Să nu le dai, măi, idei. Da, eu cred că e o problemă dacă ieși din oraș, așa cum vă spuneam, la viteze mici în oraș și așa mai departe, așa cum mi se întâmplă mie, nu cred că e chiar un pericol. Mesajul peste mesaj îmi scrie un prieten. Diferă profilul, anvelopele de vară au șanțuri pentru eliminarea apei. Cele de iarnă elimină noroi și zăpadă, alt profil în zigzag, pe cele de iarnă ajungi la acvaplanare pe timp de ploaie vara. Ia uite. Ce cred că este foarte corect. Da, multe mesaje scrise și audio, ia să începem cu cele audio. Dacă ascultați emisiunea colegului dumneavoastră de după amiază, o să constatați că folosirea cauciucurilor de all season pe timp de vară are un efect benefic doar la frânarea pe ploaie, da, pe multe. Un efect pozitiv. În rest, e mai mare pierderea dacă folosiți cauciucuri de all season pe timp de vară. Da, la drum cu prioritate, Radu are o rubrică cu pilotul de raliuri Bogdan Marișca, unde au sfaturi de-astea legate de șofat. Se cheamă sfatul de drum bun al lui Bogdan Marișca și probabil acolo a fost o discuție. Mesaj de la pilotul de raliu Alex Filip și instructor de conducere defensivă. Zice, cum e la plajă în Bocanci? Anvelopa de iarnă este mai moale, iar la căldură este mai puțin aderentă. Mașina are distanțe de frânare mai lungi, iar pe viraje stă mai rău, adică limita derapajului este mai aproape. Apoi risc de explozie la viteză mare, uzură rapidă a anvelopei și de nefolosit în iarna următoare verii. Mulțumesc, Alex. Deci eu sunt cu Bocanci, practic cu la plajă. La plajă, da? Și cu chiloți cu blană, cred. Bună dimineața, băieți! Din punct de vedere tehnic, cred că cele de iarnă se comportă mai greu și mai are multe probleme pe umezeală și, în general, pe apă, pe ploaie. Există fenomenul ăla de acvaplanare pentru că ele au un profil mai special și vă dați seama că nu va putea să elimine apa dintre cauciuc și asfalt. Și de aceea cred că din punct de vedere tehnic pe timp de umezeală o să fie probleme cu cele de iarnă la partea de frânare și tot. Vă salută, Cristi din Câmpina. Exact ce ziceai mai devreme. Vedeți?
Mulțumesc. Deci idee proastă. Domnul Zafiu, să nu ieși cu mașina pe ploaie. Și da, în general când plouă iau... Dacă e cald afară. Iau metrou. Da. Și când te duci la plajă să-ți iei colac. Neapărat. Stai că mai am. Când folosești cauciucuri de iarnă, vara, eu vă spun pe probate, am testat treaba asta. Încercate. Inevitabil distanța de frânare se mărește. Explicația următoare. Cauciucurile de iarnă sunt mai moi. Teoretic, suprafața pe care frânezi, pentru că sunt mai moi, cauciucul lățindu-se, ar trebui să fie mai mare, însă, tocmai pentru că materialul este mai moale, se duce cu totul. Te duci târâși, te duci, efectiv. Se face pelică. Am probat eu. Era soare, bine mersi, încă nu schimbasem cauciucurile și m-am cam dus ceva metri la o frână mai bruscă. În comparație cu cauciucurile de vară, care sunt mai dure, care rămân mai dure și care la contactul cu asfaltul rămân mai aderente în ceea ce înseamnă frânare față de cele de iarnă. Cele de iarnă sunt făcute mai moi tocmai de asta, ca iarna să se lățească pe suprafață, să zicem, de zăpadă și să ajute la frânare. Însă vara nu sunt utile. În mod sigur se mănâncă mult mai repede decât cele de vară, dacă le folosești vara, pe cele asta de iarnă. Deci, în concluzie, nici n-a fost nevoie, practic, pentru băiețași ăștia ai noștri din țară să dea legea ca tu să folosești cauciucurile de vară-vara, pentru că ei sunt conștienți că dacă le folosești pe cele de iarnă-vara o să mănânce mai repede, iar băieții au de câștigat la vânzarea cauciucurilor, efectiv. Am prieteni care le folosesc pe cele de iarnă permanent, însă le cam schimbă după trei anotimpuri. Adică prin două ieri și o vară și cam gata cu ele. Da. Adică nu știu cât de eficient este să le folosești așa. După părerea mea, dacă folosești corect și iarnă și vară, cred că 3 ani de zile te duci cu cauciucurile. Depinde și cum conduci acum, că dacă mergi mai sport așa, s-ar putea să nu te țină nici 2. Ia zi, George, câți ani te duci? La mine a mers două veri. Adică, mersi mult pentru mesaj, dar la mine a mers două veri. Repet, e o mașinuță cu care eu practic vin la radio și atât. Să nu mă scuze. Nu fac altceva. Bun, acum sper că s-a înțeles foarte clar că noi susținem folosirea cauciucurilor de iarnă. Ca o aderență mult mai bună pe atunci când e carosabilul cu noroi, cu zloată, mai ales cu zăpadă. Și de asemenea... Deci fără niciun fel de discuție. Discuția era dacă poți să le folosești și vara. Și ideea e că, adică mă rog, ce rezultă e că e o idee foarte proastă. Sunt foarte multe mesaje în privința ăstora all season și oamenii spun că nu sunt nici cald, nici măgar, că nu sunt cele mai bune. Într-adevăr, nici eu nu le recomand pe astea all season pentru mașini normale. Nu, eu mi-am luat all season pentru asta. Mai ia două. Moment. Da, voi știți la mine povestea. Eu merg cu o mașină mai mare și o mașină mai mică. Ce vorbești, mă? Mașina mai mică e a lui tata. Așa, și mașina mai mare e a ta. Dar mai merge de două ori pe an cu mașina, că nu îl mai interesează și nici nu mai are. Și ca să nu ruginească, o mai plimb eu. Aia merge exclusiv... Fac un postiu de bine. Exclusiv, în oraș. Și fiind și mică, poți să-i pui de-astea all season, știi? Că fac curse scurte, dar pentru o mașină cu care pleci la drum lung, e de recomandat să ai anvelope de vară-vara și de iarnă-iarnă. E ca țiriac. Îți dai seama, țiriac, câte mașini are în colecția aia? Câteva sute, nu? Dar are și niște avioane pe care săracul trebuie să le conducă singur, a zis că costă mult piloții. Le ia o zi, da, o zi cu soț, o zi fără soț. Să nu ruginească Bentley-ul, să nu ruginească Rolls-ul. Așa și Luca. Mi-e greu mie cu două să le împac. Da, săracul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.